Ți-e greu? Poftim. Știu că ți-e greu. Dar e cea mai bună decizie pentru familia noastră. La ce te referi? La faptul că o să o dai afară. Alice, vreau să-ți fie clar. Eu fac asta doar pentru Robbie. Pentru că nu vreau să creadă că părinții lui trăiesc o minciună. Dar să știi că ești singurul care minte. Pentru că eu te iubesc. Ok, vrei să nu-mi faci ziua mai grea decât e? E grea? Te doare sufletul? De mine nu te adorm că mi-ai spus că nu mă iubești. Ok, bine. Eu o să plec. Uh-huh. Uite, dacă vrei, pot să te ajut. Îi spun eu să pleci. Nu, îi spun eu pentru că trebuie să-i dau explicații. Dar îi spui. Îi spun. Așa, ca să avem și noi o șansă. Măcar pentru Robbie. Ce faci, dragostea mea? Andy, nu e moment bun acum. Aoleu. E sigură? Aoleu. Mama, n-a de ce ești tu așa încordat? Andy, te rog, încetează. Ce pățim, mă? Ha? Ce s-a întâmplat? Că nu ești în apele tale. Nu sunt. Păi? Cineva a dat la presă că Sorin a fost prins la volan, băut. O să aibă multe probleme și probabil nu o să mai prindă niciun rol. E și de ce-ți pasă ție de Sorin? Cum de ce-mi pasă? Sorin e jobul meu. Eu mă ocup de el. Stai puțin. Nu Elena se ocupă de el? Ba Elena, dar ea se ocupă... Au, știi ce, lasă așa că e greu de explicat. Oricum, da, am înțeles, e grav. E grav, e foarte grav, Andy. Eu din asta eram plătită, din comision. Acum, dacă nu-l mai angajează nimeni, eu ce fac? Pare rău. Ce mă fac, Andy? Hai, vin aici. Uite ce facem. Te scot la masă. Așa. Da? După care mergem să ne plimbăm. Mai spune? Îți cumpăr un buchet mare, mare de flori. Așa. Îți iau ciocolată. Da. Și după aia mergem acasă noi doi și te fac să uiți un pic de toate necazurile astea, măcar așa, pentru moment. Ar merge. Doar pentru moment, să știi. Doar pentru moment. Hai, și putem să bem și un pahar de vin la masă ca să ne relaxăm total. Vreau și eu să beau un pahar de vin. Pe bune, am muncit prea mult, am nevoie. Tu? Da, eu. Ți se pare că nu muncesc sau ce? Am mai multe pe cap decât tine. Hai, mă glumeam, normal că muncești. Dar totuși mai mult decât mine? Hai, nu cred că e concurs aici. O să tu nu ții cu nevastă ta. Cum să nu țin? Dar mă de foame, sunt tot. Pizza, știi că poți să stai de vorbă cu mine? Adică știu, am înțeles de la Pavel că aveți ceva probleme cu adopția? Da, mă rog. Nici n-am putere să vorbesc, mă crezi? Mai că mă gândesc, mă bușește plânsul. Ce? Tatăl natural al lui Roxy o vrea înapoi. Stai puțin, nu se poate. Nu poate să fie așa de simplu. Totuși voi semna niște acte, nu? Da. Vezi tu, el nu știa că o are, că are acest copil. Și... Da. Poți să-l acuz că-și vrea fata? Că până la urmă cine să nu o vrea pe Roxy, care e un copil așa de bun, nu? Oh, ce faci, Gabi? Hei, Emma! Uite, vorbeam puțin cu Otilia. Oh, ce frumos. Ți-a zis ce vor să facă? Îl manipulează pe Petru ca să rămână cu Alice. Profită de el că nu și-aduce aminte. Hey, mama, ce vrei de fapt? Vrei să te audă, nu? Vrei să-i provoci un șoc? Asta vrei. Emma, e tot așa alb, negru, cum crezi? Ești mică. Perfect.
Uite cine îmi dă mie sfaturi. Hai să ne aducem aminte în ce situație ești tu și de ce. Hai că ești obraznică. Mm. Și cine vorbea? Hai, am sus. Azi am făcut o vizită lui papagalul ăla de Răzvan. De ce? Să află ce căuta pixul lui la Laur. Adică tu vrei să-mi spui că te-ai dat de gol, că știm? Așa și. Păi o să facă tot posibilul să șteargă urmele. Asta și vreau ca să-l prind. Da, mă rog. Dar mai avem o problemă. Mm. Ce facem cu mortul? Pune-l la păstrare, că să mai avem nevoie de el. Dar ce vrei să faci cu el? Ce-ar fi făcut și tatăl? Ce faci? Ce să fac? Sunt supărată. Păi, mi-am dat seama și eu că e supărată, dar... Întrebam de ce e supărată. Toate dramele astea dintre Petru, Lia, Alice... Nu mai zic că Petru se gândește să... Stai, stai, iartă-mă, te rog. Scuze. Iartă-mă, nu vreau să se întâmple asta, dar da. Nu știu cine e. Alo, da? Bună ziua, domnul Pescaru? Da. Cu cine vorbesc? Ne puteți oferi o declarație în legătură cu problema care a ieșit la iveală în presă? Dar cine sunteți? Reporter la Știri Nebune. Aolo, lăsați-mă în pace, vă rog frumos, de unde tot aveți numărul meu, mă, nene, mă? Dintr-o sursă aflată sub protecția anonimatului. Sursă anonimă, super, bine, așa mi-aș dori să fiu și eu din nou anonim, lăsați-mă, vă rog. Cine era? Doamne, înțelegi, un reporter, să dau explicații despre ce s-a întâmplat. Emma, habar n-ai cât m-au sunat în ultima vreme. Nici nu știu de unde au numărul meu. Ei, fac ei rost că doar ăsta e jobul lor până la urmă. Da, și ce mai job? Da. Îmi vine să-mi schimb numărul, mă jur. Scuze, ziceai ceva, iartă-mă, te ascult. A, da, dar nu mai știu unde rămăsesem. A, cu Petru. A, doamne, se gândește. Scuze, să... Emma, iartă-mă. Te rog, chiar nu vreau să se întâmple asta. Emma, hai să vorbim altă dată, te rog, ca să poți să rezolvi asta. Da. Ok? Da. Iartă-mă. Da. Lăsați-mă, domnule, în pace, vă rog eu frumos. Salut. Mersi frumos că ai venit. Deci chiar mă da, da, da. Hai mai repede, că n-am toată ziua. Sper să merite de ranj. Da, 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 o să merite, o să merite. Mai ales financiar. Hai mă, iar mă iei cu bani, mă, plec. Nu, nu, te rog eu, stai un pic, te rog eu frumos, stai puțin. Stai. Dar Gabi știe că ești aici? Ți-ai urmă miturești pe la spatele ei? Știe, știe. Știe că sunt aici. Asta cu banii... Da, da? Da, nu mă interesează banii tăi. Te rog eu frumos, îți dau cât vrei. Cât vrei tu, deci spune... Nu înțelege, copilul meu nu e de vânzare. Nu. Ok, bun, înțeleg, dar măcar ascultă-mă, da? Mhm, bine. Tu nu-ți dai seama ce înseamnă copilul ăsta pentru Gabi. Eu n-am divorțat de ea special ca să o putem adopta pe Roxy. Să, dacă eu iei, o nenorocești. Deci voi ați divorțat imediat după adopție, nu? Da, 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 da. Că înainte n-aveam cum. Că dacă divorțam, nu se mai aproba adopția. Adică eu am făcut și sacrificiul ăsta. Mm-hmm. Înțelegi? Să zic, gândește-te ce înseamnă copilul ăsta pentru Gabi. Da, o să mă gândesc. Nu pot să-ți dau răspunsul acum, dar mă gândesc. Nu. Gândește-te și... Și dacă tot te gândești, gândește-te și la asta cu banii, că e păcat. Da, generos. Vrei să vin cu tine? Nu, Sia, te cunosc. Te enervezi și o să spui mai multe decât trebuie. Da, ai drept. Dar cineva trebuie să-i spună. Petru poate să aibă o criză și nu vreau să-i fie rău din cauza mea. Atunci o să-i spun eu. Să dea vina pe mine. Nu, Sia, nu se poate. Bună, Sărin. Bună.
Crezi că aș putea să vorbesc puțin cu Sia, te rog? Da. Nu. Sia. Hai, te rămâi cu Sorin, eu mă descurc, da? Ești sigură? 100%. Mesilia. Ce vrei, Sorin? Dar de ce vorbești așa cu mine? Nu cred că merit. Nu meriți? Bine, ok. Poate că merit. Dar să știi că eu n-am venit ca să ne certăm. Da, uite că se pare că doar asta știm să facem. De ce nu mi-ai răspuns la telefon? Mi-am făcut griji. Scuze. Am fost ocupată cu Lia. N-am stat pe telefon. Și avea să vorbim un pic? Nu cred că e o idee bună. Haide, te rog. Un pic, doar un pic. Bună! Am să-ți dau o veste. A venit momentul să pleci. Ai vrea tu. Nu eu. Petru. El a decis asta. Nu. Ba da? Nu-i face bine prezența ta? Alice, fii atentă. Petru e soțul meu și o să avem un copil împreună. Nu plec nicăieri. Dar la el nu te gândești? Poate că nu vrea să-și amintească de tine. Și de tot răul pe care l-ai făcut lui și familiei lui și lui Robi. Dacă nu eram eu, Petru nu știa niciodată ce iubire adevărată. Da, pe bune. Și să știi că nu o să câștigi. Niciodată, pentru că nu o să reușești să ne desparți.